simplu, instructiv, așa, și într-o atmosferă extrem de cordială și de amicală și de deschisă și super ok. Mulțumesc! Interesant, interactiv și mie personal mi-a adus, bănuiesc că îmi lipsea un astfel de curs. Eu nu sunt așa un bun orator ca și colegii mei. Nu. Și chiar acum ești. Problemele puse aici vis-a-vis de comunicare mi-au dat de gândit și pe viitor chiar îmi propun să aprofundez zona asta, având în vedere că trebuie să fiu un bun comunicator, indiferent de domeniu. Pentru... Da, indiferent domeniul de activitate, dacă nu comunici eficient, muncești de 2-3 ori mai mult și poate chiar în zadar. Mult succes! Avem presa și subscris. Ei bine? Deschis, dinamic, punct ochet, punct lovit, impresionant. Pentru mine interesant și cu multe lucruri de învățat ca începător. Și... Incitant, da. Diferit, trainer foarte buni și... ești mișcat, profesionist făcut. Cum ziceai? Pentru mine, o să iasă mișcat în post. Pentru mine a fost interesant, mai ales că este prima dată când particip la un curs de asemenea de acest gen. Și chiar interesant, deși n-am participat chiar în totalitate, eu recunosc inclusiv în filmarea dumneavoastră, dar atâta cât am stat mi s-a părut chiar interesant. Și consider că am avut ceva de învățat și mai ales că am cunoscut și oameni noi, opinii noi, păreri noi. Iar dacă vreți vă spun de pe acum că dacă mă întrebați ceea ce vreau să adăugați acolo, consider că ar trebui să vă plecați un pic mai mult și asupra persoanelor juridice, pentru că aici ceea ce majoritatea celor care sunt prezenți aici lucrează în instituții de stat și dacă îmi permiteți, vă spun că ar fi interesant să aveți și opinia câtorva care sunt din mediul privat, care, după cum ați observat în prima zi, eu am fost un pic mai incisiv și mi-am spus un pic punctul de vedere, după care, văzând că sunt minoritar, am renunțat. Nu este o scuză. Chiar așa am procedat, dar dacă am fi fost, cred, încă 2-3, cred că și colegii mei mi-ar fi împărtășit părerile, dacă ar fi fost sinceri, și probabil că și ceilalți ar fi văzut și o altă parte, cum o văd eu, fiind în mijlocul unora dintre cei care muncesc la stat, ca să fiu direct. Dar interesant, în ansamblu foarte interesant. Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră și ceilalți colegi din județe la un asemenea atelier. Este prima dată când abordez o tematică cu care sunt mai puțin familiarizat, dar oricum și noi am învățat mult din experiența celorlalte județe. Sunt idei pe care le putem duce și susține și în cadrul județului Ialomița. Vă felicit încă o dată, îi felicit pe toți pentru munca lor extraordinară în condițiile în care salariile sunt așa cum sunt. De ce nu trebuie să o spunem și pe asta? Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră, faceți cu devotament, cu pasiune și pentru asta meritați felicitările noastre. Am avut norocul să beneficiez de acest atelier de lucru. Am avut ocazia să cunosc o echipă extraordinară. Cred că acest tip de informare ar trebui să ajungă chiar și în rândul parlamentarilor. Poate ar schimba din optica lor și din percepția oamenilor către politic și a politicului către oameni. A fost o experiență extraordinară. Mă bucur că te-am întâlnit și cu siguranță drumurile noastre se vor intersecta foarte des de acum încolo. Mulțumesc din suflet! Aș putea spune, interactiv, original, am avut de învățat, voi avea de aplicat și sper cu rezultate pozitive. Am învățat că nu sunt singură. Ah, absolut adevărat. Și mulțumesc frumos pentru asta. Bună ziua, întâi. Un atelier foarte practic, bazat foarte mult pe practică. Și asta a fost cel mai interesant. Până acum am fost la fel de fel de întâlniri bazate strict pe vorbărie strictă. Cursuri prezentate și atât.
acesta chiar a fost ceva deosebit față de ce am, la ce am participat până acum, chiar în programul Biblionet. Chiar dacă simți că nu mai poți, trebuie să continui, să lupți cu factorii de decizie și să-ți impui până la urmă punctul de vedere. O zi bună! Și ție! Domnul manager, te cunosc! Felicitări nou antrenant, obositor, da, pe alocuri, dar am învățat că trebuie să insistăm pe anumite probleme, să nu ne dezarmăm, să mergem înainte, dar nu haotic, ci cu o strategie bine definită, astfel încât să mărim rata de succes. Vă mulțumesc tuturor! În sfârșit, am experimentat ceea ce învățam pe la modulele pedagogice despre învățământul novator, despre care doar mi se spunea și nu știam ce înseamnă. Exercițiile fac parte din învățare și ponderea lor este cea mai importantă pentru reținere. Creierul uman reține imagini și nu litere. Și prin asta se dovedește că noi plecăm de aici cu o bază solidă de cunoștințe. Mulțumesc! Fiind prima oară la un astfel de atelier, mi se pare extrem de folositor, mai ales că eu cu asociația mea sunt la început și am picat exact la fix. Și da, mă, știu mai bine cu ce să plec la drum. Mulțumesc! Bravo! Eu, în primul rând, am învățat foarte multe lucruri noi. Am învățat să trec peste emoții și lucrul în echipă m-a făcut să socializez mai mult, să nu vă spun și simplu multe lucruri. Impresie general bună, o modalitate suplă, pragmatică și riguroasă în același timp de învățarea unei scheme de lucru. Felicitări trainerilor pentru profesionalism. Da, același lucru pot să spun și eu, ne-am simțit perfect datorită faptului că sunteți niște profesionaliști. Totodată doresc sincer, dorim ca ideea noastră cu părintele de la OID, vis-a-vis de proiectul susținut de județul Vrancea, cu ajutorul dumneavoastră, să devină realitate. Mulțumesc! Valea Tatiana, de la Biblioteca Municipală Adjut. Mă bucur că am făcut parte din echipa Bibliotecii Județene Vrancea. Aici am învățat lucruri deosebite. Noi am căpătat experiență, am întâlnit traineri profesioniști, excepționali, organizare bună și sunt convinsă că voi pune în practică ceea ce am învățat în comunitatea locală și voi împărtăși și colegilor mei. Mulțumesc! Practical and interactive, good choice of topic, and up to present, and third, professional trainers. These were the conclusions, recommendations in writing. Eu am fost la altă întâlnire ale IREX-ului, fiind și coordonator, ce am învățat acum, știu că sunt pion principal, aș putea să zic, în implementarea acestui proiect și o să diseminez informația la ce am învățat aici și sper ca și colegii mei să disemineze mai departe. Metode noi, bazate pe problematizare, punere în situație, acestea sunt extrem de eficiente. Acestea trebuie diseminate în mediul nostru profesional și nu numai, pentru că de regulă se opresc cumva în mapele celor care participă și cam atât. Și foarte interesantă ideea de a invita cât mai multe medii. Este, cred că, nota maximă pentru acest lucru, ca și pentru celelalte. Evident, o organizare excepțională. Cunoștințe vechi care s-au fixat, cunoștințe noi de acumulat, experiențe le noastre împărtășite cu experiențele celorlalți în care am avut de învățat. Foarte bună prezența și benefică prezența Elenei Mitrea alături de noi.
Foarte bine că a venit partea de presă alături de noi și ne-a vorbit din perspectiva lor, că am avut și o altă viziune. Atelierul de comunicare a fost foarte bun, pentru că a fost introdus și, într-adevăr, s-a realizat comunicarea, s-a realizat coalizarea și urmează să facem noi advocacy.